de când protestăm în continuu. Nici guvernul anterior și nici guvernul recent instalat nu au luat cu adevărat în considerare acordarea drepturilor cuvenite pentru noi, angajații din sănătate. Ceea ce a fost stabilit prin ordonanța amăgirilor, ordonanța 63, nu doar că nu ne satisface așteptările, dar este cu de-a dreptul o mare înșelătorie. OUG-ul de la stat, drepturile ni le-ați mimat! OUG-ul de la stat, drepturile ni le-ați mimat! OUG-ul de la stat, drepturile ni le-ați mimat!